Astăzi vom vorbi despre cele mai ciudate accidente cu mașini. Haideți să începem. În 1995, o dubiță Volkswagen s-a izbit foarte puternic de mai mulți copaci și pentru că șoferul și pasagerul nu aveau centura de siguranță pusă, aceștia au ieșit parțial prin parbriz și au murit. Șoferul a fost identificat ca fiind Michael Hager în vârstă de 21 de ani, dar pasagerul nu se știe cine a fost. Nici prietenii, nici familia nu au știut cu cine putea să fie, teoria cea mai plauzibilă fiind că l-a luat la ocazie, a fost un autostopist. Și acesta nu avea documente asupra lui. În urma accidentului, fața lui a fost atât de puternic încât poliția nu a putut să arate poze pentru a se afla identitatea lui și 20 de ani mai târziu s-a reconstruit poza lui pe calculator în speranța ca cineva va recunoaște și se va afla cine a fost acel autostopist. Încă nu se știe. Datele prin ADN și amprentele nu au găsit nimic cu privire la el și nimeni nu l-a recunoscut încă până acum. William McRae era un avocat scoțian care era o legendă în timpul vieții sale. E posibil să fi fost prieten cu Indira Gandhi, fuma 80 de țigări fără filtru pe zi și bea ca un pește fără să pară că este beat. Era avocat în Glasgow, făcea campanii antinucleare și era un tip important în Partidul Național Scoțian. Și pentru că tipul era o legendă, moartea lui a trebuit să fie tot legendară. În 1986 a dormit cu o țigară în gură și apartamentul lui a luat foc. Din fericire, vecinii au simțit fumul, au sunat la pompieri și și el a fost găsit leșinat, dar nu a pățit nimic. În aceea zi și-a luat mașina și a spus că se duce să stea la o cabană pe care o dețineau la câțiva kilometri distanță până când apartamentul său este reparat. Urmându-i pași, s-a descoperit că undeva pe drum a făcut pană, a oprit și a schimbat roata, iar următoarea zi, pe la 10 dimineața, doi turiști australieni i-au găsit corpul în mașină pe malul unui râu, la o distanță destul de mică față de râu, dar totuși ciudat că nu era deja acasă. Australienii s-au dus la mașină, au deschis mașina și din întâmplare cei doi turiști erau un medic și un alt membru al Partidului Național Scoțian și l-au găsit pe McRae cu mâinile încrucișate, uitându-se în față. Avea puțin sânge pe frunte, polițiștii au venit și au spus că a fost un accident. Polițiștii au făcut curățenie la locul accidentului și după șase ore au descoperit prin raze X că McRae avea un glonț în creier. Acolo unde avea, de unde curgea sânge era locul pe unde intrase un glonț. Moartea lui a fost până la urmă declarată o sinucidere. Însă, cum a putut omul ăsta să se sinucide? să-și pună după aceea mâinile încrucișate în piept și să stea liniștit în fund, în față și să arunce și pistolul destul de departe încât polițiștii să trebuiască să-l caute în afara ariei accidentului pentru a-l găsi și să mai șteargă și amprentele de pe el. Toate aceste lucruri în timp ce un glonț îi stătea bine mersi în creier și mai conducea și mașina. Mai departe, nu existau dovezi că el a deținut vreun pistol sau acel pistol decât o cunoștință a spus că era a lui, cunoștință care nu a mai fost găsită după aceea, iar McCray tocmai a început să scrie o carte în care spunea adevărul despre industria nucleară britanică. Așa că moartea sa rămâne în continuare un mister. A reușit să se sinucidă, să șteargă amprentele de pe pistol, să-l arunce la distanță și să se pună înapoi liniștit în mașină sau a fost implicat și un asasin? Nu vom ști niciodată. În 1989, o femeie în vârstă de 37 de ani, Patricia Mihan, în timp ce conducea pe autostradă, a avut un accident frontal cu un alt automobil. După ce a ieșit din mașină, ea părea tulburată, s-a îndepărtat de locul accidentului, a trecut peste un câmp, a sărit un gard lângă autostradă și nu a mai fost văzută cu siguranță niciodată de atunci. După accident, nu și-a sunat niciodată familia sau prietenii, nimeni nu știe cu siguranță ce s-a întâmplat cu ea. Părinții cred că e posibil ca Mihan să fi făcut amnezie. Ei au spus că în trecut ea mai fugit de acasă, dar întotdeauna s-a dar în acest caz e posibil să fi uitat cine este și să fie ieșit la ocazie. De atunci până astăzi, cel puțin de 60 de ori a fost văzută Miha în America și familia spune că cel puțin de 5 ori chiar ea a fost. În anii 90 chiar au vorbit cu o femeie la telefon, dar nu au reușit să-i facă un test ADN pentru a fi sigur că este ea sau nu, dar în urma conversației la telefon părinții au spus că nu e posibil să fi fost ea. Aproape 30 de ani au trecut și încă nu se știe unde este Mihan și de ce a fugit. George s. Patton a fost un general faimos, foarte puternic în armata Statelor Unite ale Americii, care a murit în decembrie 1945 și asta ne interesează pe noi astăzi. Cum? În timp ce mergea cu mașina, cu un Cadillac, un camion mare GMC de armată a intrat dintr-o dată în fața mașinilor și cu toate că au pus frână puternic, Cadillacul s-a izbit de camion și oamenii din mașină au ajuns în spital. Patton a avut tăieturi mari la cap și gâtul rupt și a stat 12 zile în spital, timp în care se recupera foarte bine, dar pe 21 decembrie a murit în urma problemelor la plămâni, urmat de un infart care a pus capac. Dar există câteva circunstanțe foarte ciudate când vine vorba de moartea generalului Patton. Și se spune că e posibil din cauza lucrului pe care le știa despre armată că CIA a ordonat să fie omorât de către un alt erou de război care a fost decorat, Bazata. Iar Bazata a spus că a pus la cale accidentul și chiar l-a împușcat de la distanță pe Patton cu un obiect care ar fi făcut să pară că și-a rupt gâtul. După ce a supraviețuit totuși accidentul accidentului și împușcării, l-a otrăvit pentru a muri în spital. Pentru că documentele cu privire la accident nu mai există în arhive, Patton nu a fost supus unei autopsii. Când a fost investigat, automobilul din accident, automobilul pe care investigatorii au primit, a fost altul și camionul armatei care le-a intrat în față a făcut acest lucru ca și cum ar fi vrut să-i împingă de pe marginea drumului. Moartea lui Patton a rămas în continuare un mister. Moartea prințesei Diana a fost cu siguranță cea mai șocantă tragedie din anii 90. Mulți oameni își aduc aminte și acum unde erau sau ce făceau sau poate și voi o aduceți aminte unde erați și ce făceați atunci când a murit. Prințesa Diana s-a născut în 1961, în 1981 s-a căsătorit cu prințul Charles. Mariajul lor prin anii 90 a început să se destrame, în timp ce erau căsătoriți încă ei au început să se întâlnească cu alți oameni, iar în 96, după ce media a fost peste tot după ei și și-au făcut banii pe marginea distrugerii vieților, mariajul She knows that as long as she keeps the back of her head to the camera, then you will not get a shot that anyone would be interested in seeing. But having said that, she is in an impossible position because it's all very well when there's just here, me here with one camera, but when there's ten cameras, all at different positions, different locations, După ce au divorțat, ea s-a întâlnit pentru un an cu un chirurg pe nume Kasnat Khan, s-au despărțit în 97 și a început să întâlnească cu Dodi Al-Fayed, fiul unui miliardar egiptean, Mohamed Al-Fayed. În timp ce erau împreună în Franța, erau urmăriți una într-una de paparații, nu puteau să iasă la restaurant, n-au putut să meargă la restaurantul hotelului și până la urmă au trebuit să mănânce în camera lor. Pentru că au vrut să plece de la hotel, șeful securității a aranjat ca în față a hotelului să iasă o mașină capcană și paparații să urmărească pe aceea, iar ei să iasă prin spate, într-un Mercedes normal. Pe locurile din spate ale Mercedesului era Dodi Alfaed și Prințesa Diana, iar în față era șoferul și un bodyguard. La câteva minute după ce au plecat, înainte de a intra într-un tunel, mașina s-a izbit cu viteză de unul din stâlpii tunelului, șoferul și Dodi Alfaed au murit pe loc, iar Prințesa Diana și bodyguardul au avut răni foarte puternice. Din cauza paparaților care erau peste tot în jurul accidentului, Ambulanțele au ajuns foarte greu și la o oră după accident, după ce deja a avut un atac de cord, prințesa Diana a murit la spital. Desigur că s-a dat atenție special acestui caz, iar investigatorii au descoperit că șoferul băuse și el a fost cel care a produs accidentul. Unii marturi oculare au spus că a fost o lumină foarte puternică înainte de accident și că asta l-a făcut pe șofer să intre în stâlp, iar altă teorie se leagă de faptul că pe acea mașină, în locul unde a fost accidentul, s-au găsit urme de vopsea albă de la un Fiat Uno, mașină care este posibil să se fi izbit de automobilul prințesei Diana și să fi fugit de la locul crimei. Fiatul nu a fost găsit niciodată, iar lumina puternică, asemănătoare cu cea a blițului unei camere de fotografiat, nu a fost văzută de toți martorii oculari. Așa că circumstanțele accidentului pentru mulți oameni au rămas încă un mister. Ceea ce nu este un mister e faptul că dacă se mișcau reporteria de acolo, paparații care făceau poze, încă mi-aduc aminte de când era mic, cum stăteau acolo și poza un loc să să mînte sau să ofere primul ajutor. Nimic mai așa multora reporteri sunt cei care chiar au morut. When people put price tag on someone's head. how bad has it gotten for you? Oh, I, you know, you're with these. I've I've actually been in that same tunnel being chased by paparazzis and they run lights and they chase you and harass you the whole time. It happens um, all over the world and it has certainly gotten worse. Și pe această notă umbran, cântăm și episodul de astăzi. Moartea nu este niciodată un lucru plăcut, chiar și atunci când o aștepți, chiar și atunci când ești bătrân și știi că trebuie să vină. Și mai ales atunci când este surprinzătoare, când este cu privire la un om în forță sau într-o situație în care te afli în fiecare zi și într-una din zile s-a decis ca aceea să fie ultima. Oamenii caută explicații în toate locurile în care pot să găsească. Desigur că voi citi secțiunea de comentarii unde o să vă ascult părerile vis-a-vis -vis de aceste teorii. Vis-a-vis -vis de faptul că e posibil sau nu să fie mister, una dintre ele, sau care credeți că a fost de fapt soluția, ce s-a întâmplat de fapt în acele cazuri. Aștept să-mi spuneți și dacă voi ați avut accidente, dacă ați fost aproape de accidente, dacă ați ieșit în mod miraculos aproape dintr-o situație extremă și cum v-ați descurcat. Sper că nu ați avut coliziuni periculoase care să fi dus la rând sau lucruri chiar mai grave. Dacă ați avut, îmi pare foarte rău pentru, pentru voi. Și ai mei au avut cel puțin trei accidente prin care s-au rostogolit. Nimeni nu a puțin nimic, totul a fost în regulă. Mașinile n-au mai fost bune de nimic, dar, dar a fost ok.